În cadrul proiectului european Rubismo au fost analizate afaceri rurale din 11 țări din Europa pentru identificarea unor cazuri de afaceri inovative și modelele lor de afaceri. Misiunea lor? Examinarea și identificarea drumului către succes, inspirându-i și pe alții să urmeze aceeași cale. Cercetările lor arată că inovația rurală este strâns împletită cu spiritul întreprinzător și inovator, locația geografică și rețelele de sprijin disponibile. Cu toate acestea, multe idei de afaceri bune nu supraviețuiesc mediului de afaceri datorită realităților de natură economică. Chiar dacă au la bază un produs nou sau serviciu valoros, unele deficiențe ale unui model de afaceri ales pot împiedica succesul. Rubismo folosește Business Model Canvas pentru vizualizarea elementelor care conduc la succesul unei afaceri. Acest lucru ajută la colectarea, înțelegerea și diseminarea optimă a elementelor care transformă o idee de afaceri într-o afacere viabilă, durabilă și în continuă dezvoltare. Business Model Canvas descoperă punctele tari, punctele slabe și oportunitățile companiilor existente și recent înființate. De asemenea, poate fi folosit pentru a contura idei noi, ajutând antreprenorii să se gândească la toate componentele necesare pentru o afacere de succes. Un aspect important pentru un model de afaceri de succes este să înțelegi exact cine sunt clienții vizați, care sunt nevoile lor și ceea ce îi menține mulțumiți pe aceștia. Este important să înțelegeți valoarea ofertei propriei afaceri din punctul de vedere al clientului. Astfel, vă puteți îmbunătăți produsul sau serviciu, devenind competitiv cu soluțiile existente. Conectarea cu clienții și o livrare eficientă a unui produs sau serviciu este o zonă plină de provocări și oportunități. Noile tehnologii pot permite contactul direct între producător și client, atât local cât și mai îndepărtat. Continuând să răspundem și să sprijinim clienților, înainte, în timpul și după vânzare, este o realitate firească tot mai evidentă. Managementul relațiilor cu clienții poate fi la fel de important ca produsul sau serviciu oferit și vă diferențiază concurența. Valoarea produsului sau serviciului dumneavoastră, pentru care clienții sunt dispuși să plătească, va genera fluxurile de venituri. Dar toate activitățile de afaceri implică și costuri. Mai întâi, identificați toate activitățile cheie pentru a dezvolta, pentru a produce și pentru a livra bunurile sau oferta dumneavoastră. Testați și selectați împreună cu alții pentru a vă asigura că toți pașii necesari pentru a începe funcționarea afacerii sunt la locul lor. Aceste activități au nevoie de resursele potrivite pentru a deveni realitate. De exemplu, ce abilități și materiale sunt necesare? Resursele cheie necesare pentru o afacere pot varia. Acestea pot fi resursele umane, financiare, resursele naturale sau dotările tehnice. În orice caz, asigurarea accesului la resursele cheie este crucială pentru succesul afacerii dumneavoastră. Același lucru este valabil și pentru partenerii cheie de care o afacere are nevoie. Luați în considerare modul în care interacționează afacerea dumneavoastră și se intersectează cu ceilalți. O rețea puternică ar putea include parteneri care sunt necesari pentru management, recrutare, cercetare și dezvoltare sau investiții. Totuși, unele întreprinderi au nevoie doar de puternicul impuls întreprinzător a unei singure persoane. Aceste activități, resurse și parteneri au un cost. Dacă doriți să derulați o afacere viabilă, asigurați-vă că, pe termen lung, venitul dumneavoastră este mai mare decât aceste costuri. Numai când toate elementele sunt la locul lor, este posibil să obțineți o imagine de ansamblu a costurilor totale, fluxurilor de venituri și a posibilului profit economic. Cercetările Rubismo dezvăluie că afacerile durabile nu trebuie doar să fie profitabile, dar, de asemenea, deseori trebuie să genereze valoare pentru mediu și societate. Rubismo a analizat numeroase companii rurale din diferite sectoare, inclusiv industria alimentară și agricultură, lanțuri de valoare bazate pe bioresurse și servicii ecosistemice.
Aceste rezultate pot fi o sursă de inspirație pentru idei de afaceri noi. Dar trebuie să recunoaștem, o afacere de succes necesită întotdeauna o notă personală. Thank you.